Este o atmosferă extraordinară. Ca întotdeauna, mie îmi place că au revenit la teatrul, a revenit la o tradiție mai veche, care mai înainte se numea Vineri seara la Eugen Ionesco. Cred că este o formulă foarte bună. Mie îmi place și ideea pe care eu o știu de la organizatori, că ei vor încerca să mizeze în bună parte pe tineri. Deci noi suntem aici așa ca pentru să începem, dar de fapt va fi o miză mai mare pentru tine și mai ales pentru interferența artelor. Este cel mai frumos lucru care trebuie să se producă și de ce contează foarte mult pentru tine, pentru că există o comuniune a pictorilor, există o comuniune a artiștilor plastici, a compozitorilor sau a muzicienilor în genere, a scriitorilor, deci care se întâlnesc în diferite formule, în diferite medii. Și nu există o formulă sintetică pe care tocmai o artă sintetică, cum este teatrul, ar fi putut să o facă și cred că ideile vor veni și eu sper foarte mult că este tocmai de ce are nevoie astăzi segmentul nostru de cultură, ca să spun așa, din arta românească. Este o seară care mi-a amintit de tinerețe, pentru că în tinerețe abia mi-am amintesc despre seriile de la Teatrul Eugen Ionesco, Vineri seara la Teatrul Eugen Ionesco. Parfumul din această seară a fost parfumul tinereții noastre, a celor începuturi a Teatrului Eugen Ionesco. Mi-a plăcut enorm de mult și mi-a plăcut enorm de mult că a fost un public select, multă lume pe care nu i-am văzut de mult. O seară fantastică, o idee extraordinară și mă conving de acest fapt și la cea de-a doua ședință a clubului nocturne. Atâta informație, abia reușesc să conspectez, abia reușesc să iau notițe, atâtea lucruri neobișnuite pe care le descoperi. Nocturne de la Eugen Ionesco, o altă modalitate de a vedea viața și de a-i exploata frumusețea.